Răibiți frați și surori, vă salut pe toți cu pacea Domnului și mă bucur că din nou pot să fiu alături de voi. Vă invităm ca să audiați emisiunea Biblia Cartea Cărților. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom încerca să prezentăm o privire de ansamblu asupra ultimilor două cărți din Vechiul Testament, care este Zaharia și Maleahi. Cartea profetului Zaharia Profeția restaurării apropiate și îndepărtate, precum și restaurarea escatologică. Autorul cărții Profetul Zaharia, al cărui nume în original înseamnă Dumnezeu își aduce aminte, a fost fiul lui Berechia, fiul lui Ido, acest lucru se poate găsi în capitolul 1, versetul cu numărul 1, și aparținea Zaharia familiei preoțești. Acest lucru îl putem citi în Ezra capitolul 5, versetul 1 și de asemenea în capitolul 6 tot cartea Ezra, versetul cu numărul 14. Născut în Babilon, dar este chemat la oficiul profetic de tânăr. Capitolul 2, versetul cu numărul 4 a fost contemporan cu profetul mai în vârstă Hagai și a comunicat cuvântul Dumnezeu repatriaților, de asemenea pentru a încuraja să zidească Sfântul locaș, să împlinească lucrările de restaurare în credința lor. Deosebita lui preocupare este să-i ajute pe repatriații descurajați să-și ridice privirile mai sus și să vadă împlinirea planului lui Dumnezeu cu națiunea aleasă, atât în legătură cu venirea lui Mesia, împăratul, cât și împlinirea finală, escatologică, în slavă. Profetul Zaharia este prin excelență un profet mesianic, iar scrierea lui poartă amprenta caracterului escatologic. El are preziceri de seamă privitoare la Domnul Isus. În capitolul 3, versetul cu numărul 8, găsim așa o expresie ca o drasla. Capitolul 6, versetul cu numărul 12, tot merge vorba despre Domnul Isus, împăratul preot. Capitolul 6, versetul cu numărul 13, aici întâlnim evenimentul măreț, intrarea glorioasă a Domnului Isus în Ierusalim. Și, de asemenea, vânzarea sa pentru 30 de arginți, moartea sa sub imaginea păstorului lovit, venirea sa pe muntele măslinilor și domnia sa ca mare preot și împărat. Cuprinsul cărții. Cartea profetului Zaharia cuprinde două părți mari. Prima parte se poate intitula Mesaje pentru timpuri apropiate de la capitolul 1 până la capitolul 8 și a doua parte, profeții pentru timpuri mai îndepărtate, capitolul 9 până la capitolul cu numărul 14. În prima parte, profetul îi încurajează pe repatriații să continue zidirea templului. La început, adresează un serios îndemn la pocăință în care avertizează generația tânără să nu fie ca părinții lor, care disprețuiau mesajele profeților și Domnul s-a mâniat pe ei. Sunt îndemnați să se întoarcă la Domnul, pentru ca și El se va întoarce spre ei. Capitolul 1, de la 1 la 6 În continuare, tot prima parte, profetul prezintă opt viziuni de noapte, pe care le-a primit de la Domnul. Voi încerca să enumăr aceste viziuni. Prima viziune este viziunea călărețului pe un cal roș, care stătea între mirți și era urmat de alți cai roșii și albi. Cerând explicația supravedeniei, îngerul tălmăcește profetului că acei cai reprezentau ființele cerești care patrulau pământul, și că peste tot era liniște și pace. Domnul a transmis un mesaj pozitiv pentru Iuda și Ierusalim, care va fi mângâiat și îl va alege iarăși, în timp ce neamurile care au acționat cu cruzime față de poporul Domnului vor fi pedepsiți. Capitolul 1 de la 7 la 17. A doua viziune. Viziunea cu patru coarne. Reprezintă neamurile care au asuprit pe Iuda, iar patru fierari au fost trimiși să sperie și să taie coarnele, să pedepsească neamurile care au împrăștiat pe poporul Domnului. Capitolul 1, de la 18 până la 21. Viziunea treia. Viziunea omului cu funia de măsurat potrivit cu tălmăcirea îngerului, acțiunea de reconstruire a Ierusalimului. Mai mult însuși Domnul va locui acolo și multe neamuri se vor alipi de Domnul. De aceea evreii care încă nu s-au întors din Babilon sunt îndemnați să se întoarcă în grabă. Capitolul 2 de la 1 la 13 Viziunea 4 Viziunea Marelui Preot Iosua reprezintă preoția israelită care a fost acuzată de diavolul înaintea lui Dumnezeu pentru necurăție de care a dat dovadă. Însă Domnul mustră pe satana și adresează cuvinte de compasiune pentru preoția care va fi iarăși îmbrăcată în sfințenie și va sluji cu credincioșie Domnului ca înainte. Capitolul se încheie cu imaginea de plinie restaurări exprimată prin părtășia, subviță și smochin. Capitolul 3, de la 1 la 10. Viziunea cincea. Viziunea sfeșnicului de aur și cu doi măslini se precizează că vedenia este un mesaj adresat lui Zerubabel din partea Domnului, Dumnezeu încurajează spunând că Israelul, care este purtătorul luminii lui Dumnezeu, va reuși să-și facă lucrarea până la capăt, va rezidi templul chiar dacă începuturile sunt slabe. Capitolul 4, de la 1 la 14. Viziunea 6 viziunea cu sulul zburător, scris cu blesteme, reprezintă judecata lui Dumnezeu împotriva celor vinovați. Aceste blesteme vor nimici total casele vinovaților. Capitolul 5, de la versetul 1 la 4. Viziunea 7. Viziunea cu femeia în mijlocul Efei. Reprezintă idolatria și religia mercanților. Care erau caracteristici Babilonului. Viziunea 8. Viziunea cu cele patru care cu cai, ieșind dintre munții de bronz, reprezintă pe cele patru duhuri ale cerurilor, care se îndreaptă spre cele patru puncte cardiale, arătând că dușmanii Israelului vor fi înfrânți pe întregul pământ. După prezentarea celor opt viziuni. Partea întâi continuă cu imaginea marelui preot încoronat, Domnul Isus, o drasla care va veni și va zidi adevăratul templu al Domnului și va fi împărat și preot pe vecie. Partea a doua Partea a doua a cărții lui Zaharia prezintă profeția referitoare la timpuri mai îndepărtate. În scopul acesta, Profetul prezintă două oracole care se pare că au fost rostite după ce a fost construit Templu. Primul oracol, capitolul 9 până la capitolul 11. Profetul prezintă prima venire a lui Mesia și respingerea lui în perspectivă profetică, este întrezărită și a doua venire a Domnului Isus. Israeliții sunt îndemnați să ceară de la Domnul ploaie timpurie și târzie în viorări spirituale. Israel și Iuda vor fi restaurate și Mesia va aduce restaurare deplină. plină. Al doilea oracol, capitolul 12 până la 14. Și ultimul, Zaharia întrezărește prin lumina Duhului Sfânt vremurile de pe urmă. Casa lui Iuda va fi copleșită de un duh de îndurare și pocăință și se vor întoarce spre cel care l-au respins. Neamurile se vor ridica împotriva Ierusalimului, dar Domnul Iisus va interveni atunci. El se va arăta pe muntele măslinilor care se va despica în două vor fi multe schimbări climatorice, geografice, apoi această ultimă parte a oracului prezintă în termeni străluciți împărăția milenară a lui Hristos, care va domni la Ierusalim, care va fi capitala religioasă și politică a acestei împărății. Profetul Maleahi Profeție dintre vremi autorul cărții. Profetul Maleahi, al cărui nume în original înseamnă mesagerul lui Jehova, a fost într-adevăr profetul dintre vremi. El încheie și ragul profețiilor Vechiului Testament. Este ultima trâmbiță profetică adresată israeliților înainte de perioada tăcerii lui Dumnezeu a celor 400 de ani ai timpului intertestamental. Glasul lui răsună sub imboldul Duhului Sfânt, în ultima perioadă a restaurării israelite. Glasul profetului Maleahi a răsunat într-o perioadă în care israeliții au dat dovadă de neconformare cu legea Domnului, capitolul 1, versetele 7 și 14. Formalism religios și pătat de neascultare de Dumnezeu. Capitolul 1, versetul cu numărul 6. Precum și idolatrie. Capitolul 2, versetul cu numărul 11. În același timp a căutat să ațintească privirile iudeilor spre timpurile împlinirii lor ca națiune. Așa cum s-a mai spus, Maleahi a pus un picior de pod de legătură între Vechiul Testament și Noul Testament, peste perioada intertestamentală de 400 de ani, cu profeția despre venirea lui Ilie, a cărei împlinire în venirea lui Ioan Botezătorul constituie al doilea picior al podului la începutul Noului Testament cu prinsul cărții. Cartea de asemenea se poate împărți în două părți majore. Prima parte este mesajul reproșării divine, capitolul 1 până la capitolul 2. Și a doua parte este mesajul perspectivei fericite, capitolul 3 până la capitolul 4. În prima parte Dumnezeu reproșează israeliților că, deși El i-a iubit, ei nu au răspuns cu aceeași dragoste, ba mai mult, ei cer dovezi ale iubirii sale. De asemenea, li se reproșează preoților că au nesocotit numele Domnului prin jertfe necorespunzătoare și prin formalism gol al religiilor prin care își atrag blestem. Reproșul lui Dumnezeu în continuare se adresează iudeilor, și în ce privește necredincioșia în căsătorie. Declarația categorică este că Dumnezeu urăște divorțul. 2. Mesajul perspectivei fericite Mesajul perspectivei fericite debutează cu amenințarea celei de-a doua veniri a lui Mesia. La venirea lui va avea loc curățirea poporului Domnului. Vor fi curățiți leviții, vor fi îndepărtată idolatria, adulterul, vrăjitoria și orice asuprire și nelegiuire. Sfințirea și aducerea zeciuielilor la casa lui Dumnezeu cu corectitudine va face ca binecuvântările Domnului să se reverse asupra poporului său cei credincioși vor fi evidențiați și se va vedea diferența între cei ce slujesc și cei ce nu slujesc Domnului capitolul 3 de la 1 la 18 Peste cei credincioși va răsări soarele iar cei răi vor fi judecați Israeliții sunt îndemnați să nu uite legea Domnului dată prin Moise profetul Ilie va fi trimis prezentare figurativă a lui Ioan Botezătorul, să pregătească Domnului Calea pentru ca Israel să aibă parte de binecuvântare. Preibiți frați și surori, cercetarea profețiilor este o adevărată delectare, Apostolul Petru îndeamnă pe creștini să ia aminte la cuvântul prorocii, pentru că prorociile conduc la luceafurul de dimineață, adică la Isus. Prezentarea acestor două cărți și altele au menirea de a călăuzi pe ascultători spre cercetarea mesajului divin, adresat omenirii prin profeți o cercetare a profețiilor din Vechiul Testament sub călăuzirea Duhului Sfânt care inspiră mesajele profetice va conduce pe oricine la Hristos, la împlinirea măreață a profețiilor și la slava prezisă prin ele. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi ca să cercetăm cuvântul acestei prorocii pentru ca să beneficiem de Harul și de binecuvântarea care este cuprinsă în ea. Amin.